ziua! Aici e Radu. Aici e Radu. Ăsta-i semnalul tău. Bună ziua, aici e Momo. Și astăzi o să vă învățăm cum să faceți origami! Aici o serie de origami pe care le-am făcut chiar eu. O zebră. Un papagal. Un fluturaș. Un flip-top, care are niște răspunsuri. Un câine fericit. Alt câine fericit. O bărcuță. Un peștișor. Un iepure. Și acum cea mai importantă dintre toate. Broasca! Broscheta Regina! Astăzi o să vă învăț cum să faceți un avion și o blebădă. Pentru acestea aveți nevoie de o riglă și o foarfecă. Prima oară o să facem un avion. Pliați capetele și le lipiți astfel încât să formați o foaie care este mai puțin lată. Bun, apoi desfaceți. Luați două capete și îndoiți astfel. Până la capăt, până aici. Vedeți? La fel și celălalt. Până la capăt, adică până aici. Bun. Acum luăm capătul deja făcut și îl lipim de margine, de aici. Astfel încât să fie drept. Apoi, luăm aceste capete și le îndoim așa, până la capăt, ca să nu mai rămână nimic. M-am pictisit, am căzut! Apoi, îndoim la jumătate avionul. Observați că avem aici două straturi, un strat, două straturi. Luăm un anumit strat și îndoim pe verticală până ajunge paralelă cu, cu marginea. Și la fel și cu celălalt. Și am terminat! Un avion demn de paradă! Acum o să facem o lebădă. Pentru aceasta avem nevoie de o hârtie pătrată. Dacă nu aveți o hârtie pătrată, luați o foaie normală A4 și faceți așa cum fac și eu. Luați un capăt și îndoiți până la margine, astfel încât să nu rămână nimic între ele, să fie paralele marginea cu cealaltă margine. Așa. Apoi, tăiați excesul. Și avem un pătrat. Luați colțurile și le îndoiți până la linie, până aici. Portret! Portret frumos! Această parte este puțin mai grea, fiindcă trebuie să fie pusă la fix. Și următorul
îndoim. Facem același lucru. Îndoim din nou. Plimbă-ți cu astea. Așa. Apoi, luați o anumită linie, de exemplu, eu o iau aici, aici, destul, nu prea jos, dar nu prea sus. Și o dați așa, în sus. Și o îndoiți aici. Apoi, îndoiți totul, pe jumătate. Dați mai sus această parte, până când ajunge puțin oblică. Mai rămâne doar să-i facem capul. Îndoim până unde credem că e destul de mare capul și apoi îndoim iarăși la jumătate. Și gata! Avem o lebădă perfectă! Am învățat cum să facem un avion și o lebădă. Vă mulțumesc că m-ați vizionat! Ne revedem în următorul videoclip! La revedere!